Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal, doar ce am venit din concediu și am pus un pull pe canal dacă oamenii sunt interesați să povestesc experiența trăită în două țări, mai exact în Franța și în Belgia. În fiecare țară am ales câte un oraș, în Franța Dunkirk și în Belgia Coxyde, două orașe micuțe și oamenii au fost interesați. Majoritatea au spus că doresc un astfel de clip și a spus why not. Haideți să-i dau drumul la treabă. Întâi de toate vreau să vă spun o mică povestioară petrecută cu 7 ani în urmă, dar o să vedeți că are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în 2023. Mai exact, în urmă cu 7 ani, purtam o discuție cu prietenii mei din acea perioadă și le-am propus să mergem să vizităm grădina Keukenhof din Olanda. Ei îmi dau o replică foarte simplă: trebuie să plătim acolo, boss, și spun da, 16 euro de persoană și pentru fiecare mașină 10 euro la parcare. Găsim imagini să ne uităm pe internet la acele flori și spun da, dar experiența nu este aceeași. Ei, lasă, du-te tu, noi luăm și ne uităm pe internet la acele imagini, iar banii îi dăm la o terasă și mergem și bem o cafea sau mergem și bem un cocktail. Haideți să intru în detaliile clipului cu vacanța din acest an și o să vedeți cât de mult reflectă realitatea cu povestea de acum 7 ani. Mai exact în data de 29 iulie am îmbarcat familia cu destinația Coxyde în Belgia, unde am găsit o cazare cu 90 de euro pe noapte. Mi s-a părut un preț foarte rezonabil și am spus why not, merită încercat. Am ajuns în Belgia, în orașul respectiv. Apropo, pentru cei care doresc să cunoască prețul unui litru de combustibil, mai exact benzină, euro 95, un litru în Olanda, 2 euro și 3 cenți, în Belgia, în zonă turistică, 1,86 euro, în zona neturistică, mai la periferie sau în sătuce mici, 1,73 euro, iar în Franța, în Dunkirk, bineînțeles, am mers doar în zona turistică, 1,87 euro. Numai de aici puteți înțelege că se face diferență între zona turistică și zona mai puțin turistică. Cei care vin și spun că în România se face abuz referitor la prețuri în zona turistică, stați și urmăriți acest clip până la final și o să vă schimbați puțin părerea, deoarece nu doar în România se întâmplă acest lucru, ci în România tind să cred că se face foarte mult tam-tam în mediul online, deoarece o să vă povestesc ce am întâlnit încât mi-a căzut falca pe jos când am văzut un kilogram de somon 52 de euro. Dar haideți să o luăm cu fiecare idee în parte. Ajunși noi la cazare, activăm internetul. Nu avea Wi-Fi. Ok? Am spus, nu e nicio problemă. Ha, folosim datele mobile. Activez datele mobile. Ce să vezi? Belgia 2023, internet 3G. Deci nu mai vorbim de faptul că suntem în era lui 5G, eu mă mulțumeam și cu 3G în acel moment. În fine, vremea nu a fost de partea noastră. Ca să ieșim pe plajă, trebuia să tragem o geacă pe noi și puteam să ieșim cu copiii să se joace în nisip. Când spunem călătorit sau concediu, pentru noi adulții înseamnă hai să mergem la un muzeu, hai să mergem la o grădină zoologică, hai să mergem să vizităm ceva, pe când copiii sunt la un mod foarte simplu. Nisip, apă, jucării, forme pentru nisip și lăsați-ne aici o zi, aduceți-ne mâncare și ceva să bem și noi suntem fericiți. Am încercat să combinăm și ce doresc copiii și ce dorim noi. În prima zi am rămas pe Belgia și am spus haide să mergem un pic pe plajă, apoi hai să facem o plimbare către oraș, mergem să mâncăm ceva și apoi înapoi la cazare. Plimbându-ne pe faleză, am spus, bă, ia să văd un pic cam cum stă alte clădiri, alte încăperi cu internetul. Activez Wi-Fi-ul și ce să vezi? Nici acolo nu exista un router la care să te conectezi. Am spus, bă, ok, am căutat un oraș mic, nu foarte aglomerat de turiști, dar parcă nu mă așteptam chiar la așa ceva. În fine, plecăm noi de acolo, mergem spre zonă să căutăm să mâncăm ceva, și anume mersul la restaurantul românesc.
Aflând că există un restaurant românesc în zona respectivă, soția mea spune: știu ce mâncăm astăzi. Mergem la acest restaurant. Am spus: ok, why not? Hai, 30 de minute nu este un capăt de lume, undeva la 25-30 de kilometri. Ajungem noi în locația respectivă. Ce să vezi, cu doi copii mici, să te așezi la un restaurant este aproape misiune imposibilă. Dar am spus: why not? Hai să încercăm. Locația goală. Nu exista nimeni în interior să mănânce. Am spus: nu o fi o oră foarte ok, cu toate că era trecut de ora 18, dar ne întâmpină o doamnă cu un șorțuleț în față frumos: cu ce vă ajut? Întrebarea tipic românească. Am spus: vrem o masă și două meniuri să ne alegem noi ce vrem să mâncăm. Dar imediat vine. Dânsa era și proprietarea restaurantului, era și ospătăriță, era și bucătăreasă. Eh, ce să vezi, așa suntem noi, bun la toate. Alegem din meniul respectiv o ciorbă de burtă, o porție de cartofi prăjiți pentru copii, că oriunde ai merge cu copiii, cartofii prăjiți sunt bineveniți, și o porție de piure cu șniță. Vine mâncarea, soția mea începe să strâmbe puțin de nas. Este și foarte pretențioasă la ceea ce mănâncă, dar ca atunci n-am văzut-o niciodată. Și spun: s-a întâmplat ceva? Și spune: ciorba asta are minim o săptămână. Asta zace înghețată undeva și mi-a pus și mie o porție. Nu mare mi-a fost mirarea, iau șnițelul respectiv și am dat un pic scoarța la o parte să văd dacă este talpă de bocanc sau este carne, pentru că nu puteai să o tai nici măcar cu cuțitul. În fine, dând tot ceea ce am comandat, am împărțit cartofii cu copiii, ca să nu spunem că nu mâncăm nimic. Ne ușurează acolo de aproximativ 60 de euro. Dacă îmi plecăm, soția mea spune: dar noi ce mâncăm în seara asta? Că mie totuși mi este foame. Deci, experiența trăită îmi spune clar: nu o să mai fac niciodată o astfel de prostie. Mai bine prefer să merg într-un restaurant cu specific din altă țară decât să mai fac o astfel de greșeală. Îmi pare rău că ajung să las un astfel de feedback, dar parcă și mie mi-a părut rău când ieșit dintr-un restaurant, ajung să caut să mănânc în altă parte pentru că eu nu mâncasem nimic, dar de plătisem vreo 60 de euro. Plecăm noi, mergem în zona orașului spre centru, am spus: hai să ne plimbăm un pic, deoarece vremea nu ne lasă să stăm să facem plajă sau să intrăm cu copiii în apă, cu toate că copiii și-ar fi dorit așa ceva. Și erau multe familii care mergeau către apă, dar îmi este foarte teamă de o răceală a copiilor. Am spus: hai să mergem să ne plimbăm spre oraș. Mergem noi prin diferite magazine și noi, să fim pasionați de produse din pește sau fructe de mare, am spus: hai să vedem și noi cam ce prețuri sunt pe aici. Făcând o comparație între prețurile din Olanda, în orașul în care noi locuim, un kilogram de somon este undeva între 17 și 20 de euro, nu mare ne-a fost surprinderea să vedem că în Belgia, în zonă turistică, un kilogram de somon 52 de euro. Ce ai spus, bă? 52 de euro, exact. Mai mult decât atât, un kilogram de cireșe, 20 de euro. În Olanda, de unde noi cumpărăm, între 8 și 10 euro pe kilogram. Asta nu e nimic. Poate ați cumpărat și voi de multe ori banane Chiquita. Nu mare mi-a fost surprinderea când pentru două banane a trebuit să achit 4 euro într-o zonă turistică în Belgia. În fine, ne-am mai plimbat noi. O înghețată a fost la un preț foarte rezonabil, undeva în jur de 3 euro pe bol. Dar, per total, prețurile pe care le-am întâlnit în zona turistică la alimente a reflectat faptul că turiștii merg doar pentru a se hrăni, fie la o terasă, fie să-și cumpere dintr-un magazin și apoi să se îmbuibe cu mâncare. De ce spun acest lucru? Este simplu. Am cumpărat pentru copii o punguță cu o bărcuță, cu un pirat, cu un capitan de vas și lucruri de acest gen, plus o minge, plus alte lucruri mărunte și am plătit 16 euro. Wow, mai nimic! De partea cealaltă, numai dacă vrei să-ți iei un sandwich, te așteptai undeva între 12 și 15 euro la sandwich de 20 de centimetri. În fine, a doua zi am luat destinația Franța-Dunkirk. Hai să mergem. Ce putem să facem în acest orășel?
Păi aveam câteva opțiuni. Să vizităm un acvarium, să vizităm grădina zoologică și muzeul marin. Am ales prima dată să mergem la muzeul marin, intrăm noi în locația respectivă și băiatul de acolo spune, da, deschidem la ora 14. Păi pe internet nu spunea acest lucru. Da, ne cerem scuze, nu este actualizat programul. Ce ai zis, mă? Franța 2023, nu ai programul actualizat și nu face nimeni zarvă pe internet? Nu este niciun feedback negativ din punctul ăsta de vedere? Păi nu, pentru că oamenii zic, ok, revenim mai târziu. Am plecat noi, am parcat mașina în centrul orașului. Apropo, dacă se uită cineva din primăria Dunkirkului, acel oraș va aparține vouă. Voi trebuie să vă ocupați de parcări și de asfaltarea orașului respectiv. Cred că nu turiștii sau poate la asta vă așteptați. Numai mi-a fost surprinderea că o parcare din centrul orașului arăta ca centura Bucureștiului. Dar ce să vezi, din nou, nimeni nu atrăgea atenția să arate cu degetul, ia uite cum arată o parcare în Franța. Am plecat noi de acolo, am mers către grădina zoologică. Vă aduceți aminte de povestea de la început, în care tinerii nu mai doresc să meargă să viziteze, ci vor doar să stea la o terasă să mănânce și să bea? Cât credeți că era plata unui tichet la intrarea în grădina zoologică? 4 euro de adult și 2 euro de copil. Când tipa de la casă mi-a spus 10 euro, am spus, pă, ce ieftin, în Olanda, în Rotterdam, trebuia să dau 25 de euro de persoană, deci undeva la 75 pentru 3 persoane, aici mă costă 30. Când pun eu să bag cardul, 10 euro era costul total, deci 4 euro pe adult și 2 euro pe copil. Nu pot să spun că este o grădină imensă, dar să plătești 4 euro de cap de vită furajeră, mi se pare un preț foarte mic. Nu știu cum ai putea să întreții acele animăluțe sau cum poți să plătești salariile angajaților, dar cert este că prețurile sunt foarte mici. Adresând această întrebare, cum de s-a ajuns la astfel de prețuri, fata spune, păi dacă avem 10 turiști toată ziua, nu vine nimeni să mai viziteze astfel de obiective turistice. În fine, mergem noi, ne plimbăm cu copiii, facem câteva poze, plecăm de acolo cu destinația Muzeul Maritim. Ajungem un loc superb. Pot să spun că acolo întâlnești istoria orașului de la anul 1100. Numai mi-a fost surprinderea să fac o părere despre cum arăta societatea din acea perioadă și să realizez că vorba care spune că oamenii puternici creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi, iar oamenii slabi creează vremuri grele, se adeverește. Am întâlnit acolo o lopată care, să nu exagerez, dar era undeva la 30% din volumul meu. Am spus că nu poate fi adevărat. Undeva la 40-50 de kilograme le luai în lopată. Vă imaginați cum arătau oamenii din acea perioadă? Nu își duceau grija că își rup o unghie sau că mai știu ce evenimente neplăcute din ziua de azi, când tinerii au alte preocupări. Știu că acum o să veniți să-mi spuneți, bine mă, dar societatea a evoluat, nu mai trebuie să ne batem cu bețe sau să lucrăm la lopată pentru că oamenii au alte activități în ziua de azi. Bă, eu zic că da, dar parcă nici la ceea ce s-a ajuns în ziua de azi, în rândul majorității tinerilor, parcă nu-mi place nicio astfel de societate. În fine, mergem noi, ne plimbăm prin Muzeul Marin și plecăm de acolo către acvariu. Ce să vezi, în primul rând era închis. În al doilea rând, căutând să facem un mic research, prețul unui bilet de persoană era 3 euro. Copiii sub 12 ani intrau gratuit. Deci, deja ce mai? Să mergi cu familia, să te plimbi, să vezi animale marine și să plătești 6 euro, eu zic că este pomană curată. După ora 14 am mers, după cum am spus,
la acest muzeu marin. După aia, vremea s-a stricat și am fost obligați să mergem către cazare în ziua respectivă. Pot să spun că două afaceri mi-au atras foarte mult atenția la malul mării în Belgia. O dubiță care se plimba pe malul mării și tot claxona. Am zis, bă, da, care o fi problema? Ce s-o fi întâmplat? O fi luat foc ceva? Nici de cum. Omul vindea din dubă diferite tipuri de supă. Și ai zice, păi da mă, dar câte să gătești pentru că se stric? Nici de cum. Un singur tip de supă vindea în fiecare zi. Schimba în fiecare zi meniul și ce să vezi, omul chiar avea clienți. Vindea supă din recipiente în care se depozita laptele cu ani în urmă. Deci, vorbim de Belgia 2023. Nu trebuie neapărat să arătăm cu degetul că, aha, uite o țară civilizată, uite o țară evoluată. Lucrurile stau complet diferit. Una este ce vezi la televizor și alta este când cobori în stradă și vezi realitatea. Ai spune, bine mă, da, este o țară curată, este o țară frumoasă. Parcă da și nu. După ce asfințește soarele, eu zic că lucrurile arată puțin diferit. O să vă las câteva imagini să înțelegeți cam ceea ce am întâlnit eu la o plimbare alături de fiul meu prin oraș și nu mare mi-a fost surprinderea să văd cum pescărușii trăgeau de sacii respectivi și împânzea gunoiul peste tot. Știu că o să spuneți, păi da, dar trebuia să vină cineva să-l ia. Așa am spus și eu, doar că nu venea nimeni până a doua zi dimineață. Mai mult decât atât, o altă afacere care mi-a atras atenția era despre închirieri, biciclete, scaunele pentru copii, biciclete electrice și lucruri de acest gen. Pentru o jumătate de oră te costa undeva la 6 euro. Nu este ceva nemai văzut, dar cert este că erau foarte multe magazine cu astfel de închirieri. Eu pentru doi copii am închiriat, bineînțeles, o singură mașinuță. Ce să vezi, scoți 6 euro pentru 30 de minute. Nu poți să faci mare lucru în 30 de minute pentru că nu poți să alergi cu el și atunci automat trebuie să-ți mai prelungești după acele 30 de minute și să plătești extra, bineînțeles. Pentru un astfel de mijloc de transport pentru copil, dar electric, trebuia să scoți din buzunar undeva la 12 euro per 30 de minute. O afacere, zic eu, foarte ok, la care nu ai nevoie de foarte mulți bani, deoarece poți să le cumperi chiar și second hand. Nu vă gândiți că acele mijloace de transport pentru copii stăteau într-o zonă ferită de frig sau de ploaie. Nu, stăteau în ploaie, iar când venea cineva să le închirieze, doar dădea cu o cârpă pe mașinuța respectivă și o luai să-ți plimbi copilul. Concluzia mea referitor la ceea ce caută turiștii în ziua de azi este simplă. Oamenii nu mai caută obiective turistice să meargă să viziteze, să exploreze mediul înconjurător, ci este simplu. Avem unde să ne cazăm, trebuie doar să mâncăm și să bem de aici încolo. Nu știu dacă este un lucru bun sau dacă este un lucru rău, dar cert este că eu asta am întâlnit. Văzând prețurile din restaurant și văzând prețurile din supermarket, am fost curios să văd cum sunt salariile locatarilor. Pentru că nu ai fi putut, din punctul meu de vedere, să te poți hrăni cu un salariu mic. Intru eu un pic pe Google și verific. În zona respectivă era simplu. Erai calificat, aveai între 17 și 20 de euro pe oră. Dacă erai o persoană necalificată, aveai undeva între 11 și 12 euro pe oră. Bineînțeles, contracte flexibile de 20 de ore, 24, 32 și așa mai departe. Exista posibilitatea și de 40 de ore pe săptămână, dar nu peste tot. Mai mult decât atât, zona respectivă nu îți aducea o oportunitate foarte mare de carieră. O agenție care activează și în Olanda, în orașul în care eu locuiesc, oferă în acest oraș undeva la 1300-1400 de locuri de muncă disponibile în acest moment pe site versus în orașul respectiv avea în portofoliu undeva la 60-70 de locuri de muncă disponibile. Nu este o diferență foarte mare între
Nu este o diferență foarte mare între suprafața orașului în care eu locuiesc și suprafața orașului în care am mers să călătorim. Dar cert este că prețurile sunt unele chiar foarte mari din punctul meu de vedere. Per total, am făcut o medie și am ajuns la un cost pe zi de 320 de euro. Cu tot cu mâncare, cu plimbat, cu intrări la anumite obiective și lucruri de acest gen, dar vouă cum vi se pare un astfel de cost? Eu, din punctul meu de vedere, tind să cred că este unul destul de mare. Nu mă plâng, deoarece am ales să merg într-un concediu și a fost decizia noastră să mergem într-o astfel de zonă, dar cert este că nu doar în România se face abuz de prețuri în zonele turistice, ci și în Belgia și în Franța acest lucru se întâmplă. Dar, după cum am spus, tamtamul din mediul online, eu zic că este mult mai mare în România decât în aceste două țări. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că aceste informații să vă ajute în cazul în care doriți în viitor să faceți astfel de călătorii și până data viitoare, mult succes tuturor!